Ca la noi la nimeni, un căruțaș a sfidat astăzi șoferii din trafic. Bărbatul mergea liniștit pe unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din municipiul Târgu Jiu, cu o căruță plină cu balastru. Deși în spatele atelajului se formase o coadă de mașini, căruțașul nu a luat în seamă furia șoferilor. În cazul în care sunt depistați că circulă în zonele interzise, cetățenii riscă amenzi de până la 500 de lei. De la începutul anului și până în prezent, polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației rutiere au aplicat 25 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 4.400 lei persoanelor care au încălcat prevederile hotărârii Consiliului Local numărul 307/2006 privind stabilirea unor reguli de circulație a vehiculelor cu tracțiune animală și de protejare a spațiilor verzi în municipiul Târgu Jiu. În respectarea prevederilor actului normativ se sancționează cu amende de la 100 la 500 lei. De asemenea, cuantumul amenzilor acordate de polițiștii locali de la începutul acestui an pe o astfel de speță depășește 4.000 de lei.